în funcție de modalitatea în care autoritățile află despre existența unei victime a traficului de persoane, sunt mai multe căi de acțiune, evident. Atunci când infractorii sau victima este descoperită de autorități, ea este extrasă, dusă într-un loc sigur, apoi se face un interviu pentru a stabili nevoile ei. Interviul privind stabilirea nevoilor victimei se desfășoară în prezența polițiștilor și a unui reprezentant al NITP. Acesta caută să stabilească o legătură de încredere, în primul rând, cu victima și să îi oferim sprijinul și siguranța. Dacă identificăm faptul că persoana respectivă, victima traficului de persoane, a fost extrasă din familie sau nu a mai luat legătura cu familia ei sau familia ei a știut cu tot o altă poveste despre ceea ce face sau unde este și evident au fost drame, poate, că să nu-ți vezi părinții ani întregi sau părinții să creadă că ești plecată undeva să lucrezi și tu ai suferințele sau ai trecut prin acele lucruri greu de descris, e binefăcătoare întâlnirea cu familia. Însă, trebuie să avem în vedere și faptul că trebuie eliminată din ecuație implicarea familiei. Trebuie să ne asigurăm că familia chiar n-a avut de-a face cu traficarea, cu, eu știu, racolarea persoanei respective. Pentru că mediul unde va trăi victima după identificarea aceasta este foarte important. Mediul oferă siguranță și atunci trebuie să fim foarte siguri că lucrul ăsta chiar se va întâmpla, că ea nu va mai fi nici rușinată, nici șantajată și nici exploatată, evident.